Bună seara, prieteni! Pentru cei care ați intrat mai târziu, în seara asta facem un meniu pe bază de pește. Dacă nu ați intrat acum, vedeți live-ul după... sau nu aveți timp acum, după ce închid, atunci vedeți live-ul. Am văzut că a apărut un like. Te mulțumesc, Edith. Eu zic că le cred că mergem noi să începem. Stați în primul rând să-mi dau drumul la cartofi, să fiarbă. Așa am pus cartofii să fie iarbă, că fac cu cartofi. Bună seara, Claudia Ciobanu! Bine ai venit pe live-ul meu! Fac cartofi noi, dar așa în unt, dar vreau să îi fierb cam 15 minute. Deci să nu-i fierb de tot și după aia strecor și îi pun în unt. Cum a fost vremea la voi? La noi a fost frumos, eu am lucrat în grădină. Astăzi am pus ceapa și usturoiul. A fost vreme frumoasă și varza când mi-am pus-o afară. Ce faceți? Uite, imediat o să intru să gătesc ceva. Facem un meniu pe bază de pește. Frumos, da. Deci a fost frumos. Nu știu cum e în Germania, că n-am vorbit cu sora mea astăzi. Deci nu știu cum e. Un trapez, fetițe. Gri cu gri. Da. Dar bine că noi nu au plouat. La voi în Germania plouă mult. Păi ceață a fost și la noi dimineața aici, până pe la vreo 10 jumate. Fata mea, eu nu am fată. N-am nici fată, nici băiat. Nu, de ploua nu a plouat, dar nu e ceață normală. Asta, ok. Păi, da. Cine știe ce mai vine și pe noi. Doamne ferește, numai să vină ca în Spania. Ați văzut ce inundații și ce... Ok, mi-am luat o gură de apă ca să am, să nu mi se uște gura cât vorbesc. Și mergem la treabă, că până vine domnul Costel să facem noi. Hai că vă duc aici la punctul de lucru. Eu precis nu o să pot să-l pun cum l-a pus Costel la seară, că l-a pus foarte bine. Eu nu pot. Să vină el când vine să-l facă.